Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. În numele Allah, cel mai milostiv, cel mai îndurător. O mare boală care a atins pe toți musulmani, aproape, illa man rahima rabbi, în ziua de astăzi, este problema de care oamenii vorbesc unii despre alții. Oamenii vorbesc unii despre alții. Ghibă. Fulan a spus așa, ăsta a spus așa. Să-ți spun ceva, dar să nu-i spui la nimeni, că mi-a spus cineva, dar i-am spus că nu o să spun la nimeni. Și aceeași persoană la fel, îți spun ceva ce mi-a spus cineva, dar să nu spui la nimeni, că i-am zis că nu o să spun la nimeni. Subhanallah, se schimbă povestea. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a spus: "Min husnil muslim", din excelența caracterului al musulmanului este să lase ce nu îi privește. Adică ceva ce nu te privește, nu este bine să vorbești. Și vedem că musulmanii și oamenii în general, natura omului, și profesorul ăsta mi-a spus că știi, când vorbești cineva te întorci așa spre undoi, adică nu-i treaba ta, dar te bagi, vrei să auzi. Oamenii, dacă vezi, când stau împreună, aproape orice ședere, că sunt fete, că sunt băieți, bărbați sau femei, cât ieșiți afară la o cafea, la ceva, la o întrunire, de obicei se va vorbi despre cineva. Înțelegeți? Adevărat sau nu adevărat, se vorbește. Oamenii le plac să vorbească despre alții. Am auzit, mi s-a spus, a zis asta, asta, oh, ce greșit, vai, ce rău. Subhanallah, profesorul s-a spus, din excelența credinciosului sau credincioasă este că lasă ce nu îi privește. Adică dacă nu este treaba ta, nu te bagi. De ce? Pentru că deci nu știi care este adevărul sau care nu este. Auzi, de exemplu, de la o persoană care se plânge. Și câteodată se pare că da, asta este. Cum a putut să facă acest om așa ceva? Vai, ce greșit este. Și subhanallah, ai făcut o greșeală foarte mare. Și învățăm această lecție în sura despre profetul Suleiman și Daud și când a venit să facă judecata cu oile. Dacă te uiți la acel caz, adică nu se pare că cum adică 99 și una, păi lasă să o ia. Nu era ceva greșit. Era o judecată greșită. Se pare că toată omul crede că da, asta este greșit, ce s-a întâmplat. Vai, dar ai auzit numai de la o persoană. De-aia în mahkamă, în judecată, trebuie să auzi ambele părți, să vezi de ce, ca să yani, i-adilu, cu aqrabul taqwa, să faci justiție. Dar când cineva vorbește și crede că poate să ia justiția în mâna lor, mai ales cineva care n-are nimica de a face cu aceste probleme, nici nu-i cunoaște pe oameni, dar îi place să asculte, am auzit de la cutare, da, eu cunosc pe așa, sau poate și vorbește urât despre cineva, răspândește bârfa, subhanallah. Allah subhanallah te spune că vă place să mâncați carnea moartă a acestei persoane, subhanallah, deci n-a spus, nu vii rușine să vorbiți de la spate, nu vii rușine să spuneți așa, a spus, vă place să mâncați carnea moartă, ca și canibalism, de fapt. Deci a dat această mithel pentru ca să fie ceva foarte, foarte serios, adică ți scârbă. Dar asta este explicația a celor care vorbesc cu oamenii pe la spate. Profesorul Aselem a fost foarte precaut cu aceste lucruri și a învățat pe sahaba foarte mult să aibă grijă acest lucru. Deci a spus că un om ok va veni cu multe, multe fapte bune, dar îți vor dispare. De ce? Pentru că l-ai înjurat pe ăsta, ai vorbit de ăsta, ai spus de ăsta, pe ăsta nu l-ai, subhanallah. Deci musulmanii se vorbesc, se ceartă, se judecă. Dar, bun, bineînțeles, dacă este o dovadă clară, cineva a făcut ceva greșit, se ia la cine este responsabil, la responsabilitatea corectă. Dar așa să spui că ai auzit că nu știu ce, oamenii își ascund identitatea numai așa prin tot felul de chestii false, dar vor să
să răspund, e waswasa, like șeitan. Una dintre obiectivele șeriei este să protejeze onoarea musulmanului. Este foarte important. De aia, qadf este foarte important, dacă știți ce înseamnă qadf, adică să acuzezi pe cineva fals de comportament greșit, specific când este despre activități sexuale. Riba, ok, să vorbești pe cineva pe spate, nimic, e ca și cum ai mânca carnea moartă a lui cuiva. Multe lucruri care devin haram, chiar și suspiciunea. Inna ba'da dhanni ithm. Să ai suspiciune față de ceva și să nu știi, să n-ai în fața ta dovezile clare. Nu numai că mi-a spus cineva, poi ți-a spus cineva. Ok, de ce? Sunt două părți. Nu, afli tot. Și în primul rând nu este responsabilitatea ta să te bagi. Pentru că sunt persoane responsabile. Pentru că dacă se bagă fiecare om, ce se întâmplă? El fitna tu așa domină al qatr. Fitna devine mai greu, mai rău decât crima. Decât să omori pe cineva. Pentru că când faci ceva, dar când îi omor la cineva onoarea, atunci, subhanallah. Și vedem acum, e o modă, oamenii le plac să vorbească unii de alții. Se întâlnesc undeva, se întâlnesc cum vorbesc. Mai ales cu social media, toată lumea vorbește. Auzi ce a spus ăla? Auzi ce a făcut ăla? Și 4, 5, 6 persoane. A început problema, dacă ar fi o problemă, între două persoane. Ajunge la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. Și mai ales după aia pun oamenii pe social media, vorbesc, news, actualități, nu știu ce. Și subhanallah, fiecare ia acest păcat foarte mare. De aia, profesorul Salman a spus că când faci ceva și vorbești așa și faci la cineva greșit, în Yomul Qiyama, deci Allah subhanahu wa ta'ala îți va lua faptele tale bune și le va da lui. Subhanallah. Adică faptele tale vor fi eliminate până ce nu mai ai fapte, ok? Și că El ți le va lua pentru că ai făcut ceva greșit. Dacă ne uităm acest lucru, dacă ne uităm la cum se manifestează, mai ales inamicii islamului, vom vedea când atacă islamul de obicei, ce încearcă ei să facă? Încearcă să atace caracterul profetului Muhammad s.a.w., să vorbească despre el urât, să spună așa, au făcut așa, vai, uite ce-a făcut, nu știu ce. Pentru că bineînțeles că oamenii, dacă văd caracterul lui este greșit, da? Atunci, bineînțeles, vor spune, ce ipocriție asta, ce fel de om este. Înțelegeți? De aia, când vedem că oamenii se bagă de obicei în lucruri private, la cineva la care nu are nimica de a face cu ei, nu este, deci nu te privește, subhanallah, se bagă de obicei în lucruri foarte private, în lucruri care nu se cuvine cineva să le discute, subhanallah, înțelegi? Pentru că sunt așa de private, ușor e de greșit. Și dați emoțiile să te ia și faci haram. Deci oamenii vorbesc și în românește se numește bârfa, da? Bârfa este foarte, foarte populară în România, în cultura României, da? Se bârfește, da? Nu vreau să spun lexicale românești, pentru că nu sunt apropiate, dar nu sunt corecte, dar, subhanallah, bârfa este ceva, că am văzut, este ceva social în România. Okay? Este ceva ce avem zicale, avem tot felul de chestii în cultura noastră care vorbesc despre bârfă. Dar în islam este ceva cu care nu te poți juca. De fapt și în cultura noastră în România și în creștinie și toți, bârfa este ceva foarte greșit. Persoana aia crede că fac ceva bine, dar de fapt au greșit foarte mare pentru că au uitat ce a spus profesorul Selem. Nu este treaba ta. Mai ales când nu știi, nu cunoști persoanele, să vorbești despre ele. Să răspândești această vorbă, să întrebi alții, să spui ce a făcut ăsta, ce are în casă, ce-i cu copilul, ce-i cu asta, ce-i cu munca, ce-i cu soacra, ce-i cu nevasta, ce-i cu prietenii, ce-i cu mașina, ce-i cu cât bani face, ce salariu are, cine e acest om, cine-s prietenii lui, unde a călătorit.
Subhanallah, se bagă lumea. Am auzit că prietenii lui sunt așa. Am auzit că familia lui e așa. Bunicul său a fost acolo. Bunica a fost, nu ce, câinele are așa. Subhanallah. Adică se bagă în toate detaliile private. Dacă cineva face ceva deschis, spune ceva, de exemplu, în liber, ok, uite ce avem, avem dovadă, a spus așa, a făcut așa, hai să vorbim despre el, da, pentru că, de exemplu, sunt unii care îndrumă oamenii spre rău și vorbesc în public, subhanallah, dar cineva care are ceva privat, ca un musulman să se bage în aceste lucruri, să scoată afară și să creadă că știe, când de fapt nici nu știe cine este această persoană. Habar nu au, au auzit de la cineva și la cineva. Acesta este un păcat foarte, foarte mare și trebuie să ne fie frică de Allah subhanahu wa ta'ala. Adică dacă noi oprim aceste lucruri, să vorbim despre asta, mai ales pe social media, vedem că oamenii au dezbateri, au tot felul de mesaje, se atacă unii pe ceilalți, chiar între grupuri, între persoane, vorbește despre asta, despre asta. De câte ori m-au contactat persoane și a spus așa, 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 așa. Spune că este ceva clar, este diferit să corectezi ceva. Dar când este ceva, așa, o suspicie, ceva, o bârfă, trebuie să avem foarte mare grijă, frați și surori. Trebuie să avem foarte, foarte mare grijă să nu răspândim aceste lucruri, să oprim aceste lucruri. Vă las cu povestea ce s-a întâmplat cu Aisha radiallahu anha, cum a fost acuzată, subhanallah. Și Allah subhanahu wa ta'ala, nu neapărat de ce s-a, știi că e o acuzație de zină, dar Allah subhanahu wa ta'ala a spus la oameni, dacă au fi adus o dovadă, dacă ar fi spus, Allah știe, nu avem informații, ar fi fost mai bine. Subhanallah, sahaba, adică care au fost oameni buni, oameni apropiați de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chiar și Hasan ibn Thabit, care este poetul profesor Sam, au fost biciuiți pentru ce au spus vorbele. Și unii nici n-au, că au spus numai așa, o sugestie. Da, așa, s-ar putea, da, probabil. Sugestii, au vorbit, au răspândit. Am auzit că a spus așa cineva. Și de-aia a spus, când ați auzit, când au spus așa, dacă ați fi spus, ok, dacă ați fi spus că Allah subhanahu wa ta'ala va avea, știe, acest lucru sau nu, ar fi fost mai bine pentru voi. Înțelegi? Deci, onoarea lui Aisha radiallahu anha, ai văzut? Nu o acuzație. O acuzație este ca și o dinamită. Când vorbești de cineva, vorbești urât de cineva, îi distrugi pe această persoană chiar dacă n-a făcut ceva. Numai acuzația, chiar dacă nu este dovedit, numai acuzația îl distruge sau o distruge pe această persoană. Aisha radiallahu anha, până în ziua de astăzi, și ea folosesc această poveste să vorbească rău despre Aisha radiallahu anha. She is umul mu'minin. Subhanallah. Deci numai o acuzație. Numai o acuzație. Până în ziua de astăzi se iau oamenii de acest lucru. Right? Deci vedeți, ca să construiești o clădire, îți ia 2-3 ani de zile, o clădire bună ca lumea. Dar ca să o distrugi, îți ia vreo 20-30 de minute cu dinamită, știi? Aceste sunt riba și acuzațiile și cuvintele despre oameni care sunt vorbite așa numai în, să fie vorbite, bârfe, probleme din astea care chiar ne distrug, ne distrug societatea, ne distrug omna, când ar trebui să fim uniți. Da, sunt probleme, sunt dovezi, sunt cazuri, dar trebuie să le luăm corect. Islamul pune lucruri corecte. Nu numai că am auzit, am făcut și distrugi tot. Și mulți, mai ales pe internet, chaturi, Facebook, Instagram, oamenii încep, au devenit o modă. Și când îi întreb cine ești tu, care e numele tău adevărat, nu se arată. Numai așa, știi, nu pot să vină să vorbească. Nu o duc la autoritățile corecte. Și distrug. Și oamenii, subhanallah, Beni Adam, adică aude, am auzit ceva despre această fată. Această fată sigur nu este bună, pentru că am auzit ceva rău despre ea. Bun, știi că este adevărat despre ea, este o fată rea?
Nu, dar nu știu, așa mi se pare, uite, vorbește, așa, nu știu, așa, mie mi se pare că e adevărat acest lucru. Spui, etakela, să-ți fie frică de Allah subhanahu wa ta'ala să vorbești așa ceva, să spui așa ceva despre cineva. Subhanallah, Allah a pus niște reguli foarte, foarte, de ce ești așa de mari păcatele când faci bârfă? Pentru că ce efect au asupra oamenilor, ce efect au în comunitate, ce efect au. În subhanallah, când vorbești ceva și ești o persoană care acuză oamenii și vorbești așa și oamenii te știu că vei deveni așa, ești expus, subhanallah, câteodată shahada ta nu mai fi acceptată. Mărturisirea ta nu mai va fi acceptată de oameni. Ok? Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți, frați și surori, cu aceste lucruri. Pentru că ne distruge intern. Noi credem că facem bine, că am auzit, dar subhană șetan, șetan, și așa de repede pleacă de pe limbă, așa de repede este trimis și se schimbă. Fiecare adaugă ce crede ea sau el. Și așa distrugem femei, bărbați, familii, distrugem oameni care sunt buni, care n-avem ce să spunem, dar pentru că cineva a spus așa și așa, așa a fost până în ziua de astăzi. Mulți învățați, inclusiv în ochii necredincioșilor, profetul Muhammad sau Sallam, adică îi atacă caracterul lui. Câte articole am scris contra aceste lucruri, câte articole sunt care atacă caracterul profetului Muhammad sau Sallam cu tot felul de presupuneri, de bârfe, de subhanallah. Allah musta'an, Allah să ne ajute, inshallah, să ne îndrume pe calea cea dreaptă, să ne ajute să spunem lucrurile corecte, cum spune Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O cei care credeți, să vă fie frică de Allah subhanahu wa ta'ala și să spuneți, și să fiți cu cei care sunt drepți și corecți și vorbesc cu cei care spun adevărul. Ok? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Spuneți ceva bun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Va ierta păcatele și va repara greșelile și problemele. Deci trebuie să ne întoarcem la sunna profetului sa. Sunna profetului sa nu mai e în nicab sau în barbă sau în thob sau încă stăm jos când bem apă sau miswak sau chestii astea sunt foarte bune. Dar și sunna în comportament, sunna cum vorbim cu oameni, sunna cum vorbim despre oameni. Ok? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a spus că men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw yasmut. Cine crede în Allah și ziua judecății, să spună ceva bine sau să nu spună nimica, să tacă. Jazakallahu khair. Allah să vă binecuvânteze pe toți românii, toți oamenii peste tot care nu sunt români, orice ar fi, credincioșii, să-i îndrume pe necredincioși, inshallah, și să ne ajute să ne purificăm, să ne spălăm inimile de invidie, de aceste emoții și simțuri către alții, către frați, surori, către oameni, să ne ajute să stăm pe calea cea dreaptă. Pentru că viața asta este scurtă și niciodată nu știm când vom ajunge. Ok? Și cum spune Allah subhanahu wa ta'ala în sfârșitul suratul Kahf, la sfârșit, da? Cei care au crezut că au făcut bine, dar de fapt n-au făcut. Au crezut că fac bine. Au crezut că au luat decizia corectă, dar pentru că s-au uitat numai așa un pic, n-au avut viziunea concretă, au făcut greșeală mare. Ok? Se poate n-au văzut adevărul, n-au văzut ce s-a întâmplat. Oamenii cred câteodată că fac bine, dar de cele mai multe ori vor face rău. Salamu alaikum wa rahmatullah.